Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. Să vezi chestie că jocul killerul și să vezi chestie că jocul killerul pentru că am ritual cu el, mamă, și mi-a dat cea mai cancer variantă de la Auto Heaven în puii mei. Era să zic una, dar lasă, mă abțin. Cea mai de căcat hardă pe tot jocul ăsta. Bă, și înainte mi se părea ok, era acceptabilă, de fapt, nu ok. Well, hello there, motherfucker. What's up, bitch? What the fuck are you doing, bitch? You stupid fucking ass, bitch! Hai să vă iau pe toți, dacă tot ne-am apucat. Oh, da, am înțeles. Așa vreți să jucăm, a? A, da, așa vrei, a? Ok. Hai că vin după tine în cazul ăsta. Ia de aici, a! Așa, bine că ai dat cu baletul, maica mamii tale! Unde te duci, bă? What the fuck? Cum a trecut ăla prin mine? Bă, ești nebun la cap? Unde te crezi aici? În vestul sălbatic or something? Da, așa. Hai să facem caterincă. Hai să facem caterincă, boșilor. Ce ziceți de treaba asta? Hai să facem nebunie din aia mare. Dai așa că o să mă duc mai întâi la ăsta, că... Oh, pe bune că l-ați ridicat deja. Așa. Hai că mă duc să iau pe individa asta cu lanterna, dacă tot m-a... ați lăsat-o aici. Ați lăsat-o de izbeliște. Nu vrea nimeni să o ajute. Well, nasty shit for you. Ia stai așa să te punem noi mai aproape ca să pot eu să bușesc liniștit și generatorul ăla. Mamă, cât de repede au reparat ăștia, bă, băiatul. Well, hello. What's up, boy? Oh, stai că mai e unul pe aici. Am deja fugit atât de repede? Hai că te iau pe tine în locul ei acum. Așa mai vii de acasă, bă, băiatule, bă. Stai că, Ete, fix acilea te pun. Easy game, boy. Let's see who is my next victim. Aha. What's up, biatch? Am înțeles, tu ești aia cu obsesia, bă, băiat. Wow. Mamă, cât urăsc căcatul ăsta. Na, You ain't gonna fucking do this, boy. Dar pe bune că am căzut la căcatul ăsta. Bă, nu știu cum să vă spun, dar nu vă merge așa easy-leanul la faza asta. I'm gonna catch you, bitch. Oh, Jesus, mama mea cât se învârt ăștia aici, bă, băiatule, bă. Hai că te punem și pe tine aici aproape. Ah, mamă, credeam că vine careva să-l ia ca să o pun pe asta aici. Ce trist, nu-i așa? Easy game, boys! Easy game! Bă, mi se pare mie sau ăștia au mai reparat la generatorul ăsta? Oh, da, dar cum? Hai că unul ia... For fucking sake, dude! Mm-hmm. Someone is around. Unde ești, mă? Aha, știam eu! Bă, vreau pe asta neapărat. Ok, sărăcia asta nu mai merge așa ușor, am înțeles. Ia una? Where did you go? Where the fuck did you go? Te văd! Ah, shit! Nu mi-a ieșit poanta!
Nu te duce la palete, nu te duce la palete, maica mătii, nu te duci tu la palete, n-auzi? Careva... Pe bune? Mamă, cât de părnaie sunt ăștia, se învârt în aceeași zonă, în puii mei, for fucking real. Oh, stai că pe tine te pun prima oară, am înțeles. Acolo să stai, auzi? Acum, unde s-a dus acel domn David King, că l-am văzut pe aici pe undeva. Bă, unde dracu a dispărut ăla? Bă, nenicule, bă, unde te-ai dus, mă? Aha, aici reparați voi nemernicii dracului. Oh, care ești mai aici? Mhm. E acel David King. Well, fuck your life, prostul dracului. You are so fucking dead, Davide. Unde s-a dus ăsta, mă? Ok, ai rupt-o la fugă în direcția asta, am înțeles, dar pe unde? Well, hello! Să vezi surpriză! A, mă, tati, mă, chiar așa, mă, tu crezi că scap una cu două? Aș fi vrut să văd pe careva acum cum încerca să-mi dea mie cu lanterna în ochi la faza aia. Opa, sus și mori! Ok, stai că ăsta e al David King. Am înțeles. Nu știu de ce aveam impresia că e ăla primul. SEM-126. Mhm. Gacha, bitch. Mă, ce faci aici? Bă, băiatule, bă, ce faci aici, mă? Mă, tati, mă. Nu-ți mai merge faza, îmi pare rău. Aha, mai e unul acolo. Bine de știut. Hai că unul e mort. L-au dat și pe ăla jos. Ia să vedem noi ce fac generatoarele astea. Bă, eu pe ăsta l-am verificat măcar. Ok, și la asta se repară. No one's around. What the fuck? Unde s-a dus moleșina ta aia? Oi, domă, dracu, cum a ajuns tama până acolo, mă, și eu n-am văzut-o. Unde ești, fei? Unde e asta, mă, fratele meu? Well, hello. Să moară măta dacă te-am văzut acolo. Cred că mai e unul care stă aici băgat. Sau e tot asta și am văzut de la ea. Aha, ia uite, bă, ce repară indivizii, bă, băiatule, bă. Na și tu, na de aici că n-ai servici. Hai că te iau pe tine în primire acum. No problem, bossule, no problem. Așa, sari, sari, sari. Că ești proastă de dai în gropi. Hai, dă capul meu. Mor, mă, odată. Well, that went well. Bă, ce insist ăștia pe generatorul ăla, mă. Ia să spargem noi și paletul ăsta, că l-au cam folosit, nu de alta. Mai e vreun... Niciun generator încolo? Ok. Well, hello! Well, hello!
Bine, hai că te-a prins la maxim din ce văd. Nu, bă, deci eu nu înțeleg care e faza cu prostia asta, mă. Deci să mor eu dacă înțeleg. Cum dracu intră și trece, de fapt cum pleacă, fuge așa și trece prin mine, că nu pot să înțeleg, să-mi fac piciorul dacă înțeleg. Mie, nu mi iese faza. Și chestia e că nici măcar nu înțeleg cum funcționează, că dacă aș înțelege cum funcționează, poate aș face și eu ceva cu ea. Hai că mai e unul, dar ăla cred că o să găsească hatch-ul. Acum, dacă aș reuși să o prind și pe aia, ce bine ar fi. Că știu că e o mec care e pe moarte, dacă nu mă înșel eu. Nu e la generatorul ăla, ok. Unde ești, fești, aici? Ok. Bă, să nu spui că stă ascunsă prin zona asta, că îmi bag piciorul. Nu e. O prindea șocul până acum dacă era. Întrebare întrebătoare, când te caut, fugi? Bă, la asta n-am mai reparat, deci sigur caută hatch-ul acum. Că știe că o mierlește dacă o prind, nu de alta. Ok, a murit și ăla. A, să nu spui că stătea pe hatch. Și l-a așteptat pe fraier să moară. Well, this shit is nasty, boy. Ia uite-mă. Stai că asta știe unde e. Asta știe unde e hatch-ul, fii antenă. Fii antenă că asta știe unde e hatch-ul. Pe bune-n pana mea. Aud. Hai să vedem cine are cea mai mare rezistență și cine o duce mai bine cu nervii. Hai da, boss, te aștept. Eu te aștept. E clar că n-a plecat de acolo, că dacă pleca o vedeam. Hai mă, să o lăsăm să iese, dacă își merită ieșitul și îl merită și gata. Să nu-mi spui că e în basement. Ok, nu e în basement. Sau poate este, n-am de unde să știu. Ok, căcatul ăsta chiar devine enervant. Unde sărăcie e aia? Ia stai mă să o căutăm. Mai sunt dulapuri pe aici, ok. Și parcă văd că o să scape acum. Am așa o vagă presimțire. Nu vrei, nu vrei tu să ieși. Nu vrei, mă. Ești cumva aici. Nu e aici. Ok.
totuși întrebare, unde dracu s-a dus? Pe bune? Cum căcat în ploaie? Bă, frate, unde e asta? Fii antenă, că nu știe unde e hatch-ul. Aha, bă, dă-mă dracu, cum a ajuns tamam pe acolo? Bă, tati, mă, unde a dispărut asta, bă, frate? Deci să-mi trag palme dacă am văzut așa ceva. S-a evaporat, mă, să-i moară măsa. Și chestia și mai enervantă e că nici nu știu unde e hatch-ul. Că dacă știa, măcar se ducea dracu și scăpa. Ia stai să mai trag eu o privire așa de sus. Opa. Did I see something there? Sper să nu mă fi înșelat benoaclele. Hai tati, te rog eu să fii pe aici, te rog eu să fii pe aici. Împușcă-te, mă, că nu te cred. Unde-i dracu-i dobitoaca asta? Deci să mor eu dacă cred așa ceva. Bă, dar nici nu se aude, deci nici nu se aude, nu o prins cu electroșocul să-i moară măsa, mă, frate, mă. Dracu, Doamne, iartă-mă, eu stau, mă, mâncava și gura voastră. Deci să mor eu, că în viața mea n-am pățit așa ceva într-un joc. Cine dracu se gândea că o să dureze un episod de... A, în sfârșit ai țipat în maica mătii. În sfârșit a dat sfântul, a dat sfântul, bă, băie. Dar fii antenă că e în Madness 3. Deci, eu nu-mi explic cum dracu, Doamne, iartă-mă, a țipat atât de puțin în Madness 3. Așa, așa, du-te, în sfârșit te prind în puii mei. Hai de capul meu dacă ai ști de când așteptam. Mamă, și decât să aibă acum vreun decisiv sau ceva. De fapt, actually, you fucking know what, o să te las pe jos. Acum dacă aș vedea, a, aici ești, aici ești, ia să vedem, n-avem noi vreun cuc mai aproape. Hai mă să te iau, hai să vedem, oare ce se întâmplă dacă te iau. Don't you dare fucking do that. Te rog, spunem că n-are decisive, 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 n-are bă decisive. Woohoo!
Acum o să dau în tine până când te ia entitatea, pentru că ești o nesimțită și asta meriți pentru ce mi-ai făcut. Și sincer, dacă ești vreun YouTuber sau ceva și vezi videoclipul ăsta, trimite și mie videoclipul tău ca să văd pe unde mama dracu te-ai ascuns atâta. Precestania, măti. Stai că chiar o să-l întreb. I wasn't able to find you for a long time. I hate this game. Păi, hate this game pentru ce? Why do you hate this game? Că me don't understand, mă înțelegi? Ok. Deci chiar nu înțeleg de ce se oftică ăsta dacă a găsit hatch-ul. Pana mea. Bă, Nicule, de unde ești tu, mă? Uganda, pe bune? I don't know the way, boss. Deci erau toți 19, 18, 18, 17 și eu acum am trecut la 17 și un tip. Ok, ăsta nu vrea să răspundă, foarte trist. Deci ca să vedeți până și în rank 18 ce poate să-ți facă un supraviețuitor. God fucking damn it, dude. Ia să vedem noi ce putem noi să luăm de pe doctor. Monitor and abuse, overcharge, abia la level 40. Nu, boss, îmi pare rău. O să bag în doamna nurse, pentru că vreau părcurile ei. Te rog, eu dăm ceva de pe ea de level mai mare, că altfel fac spume. Well, fuck my life. Dăm ceva de pe ea! Nu vrea, mă, să-mi dea. Strider, hai că e bun și ăsta. Și acum mi-a dat Striderul după ce mi-am consumat aproape toate punctele. Oh, fuck, nu știu ce să iau Strider. 50% louder and regular breathing is 25% louder. Tier stalker, ia să vedem ce folosește pe asta. Tanatofobia, nurses calling, extreme, no, danke, n-am nevoie. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao les.